La editura Caiete Silvane a apărut, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, ediția a treia revizuită și adăugită a volumului Cameliei Burghele, Șapte Zile în țara Silvaniei, un exercițiu de antropologie culturală. Volumul reprezintă un demers de promovare etnoturistică a Județului Sălaj și este editat în limbile română, maghiară și engleză. Camelia Burghele este doctor în etnologie. A urmat studiile postdoctorale la școala postdoctorală a Academiei Române, publicând ca lucrare de cercetare volumul Asumarea identității culturale în comunitățile românești din Maramureșul ucrainian, Transcarpatica, Ucraina, conservare și sau dinamică socioculturală în context european, Coordonator științific, academicianul Dr. Sabina Ispas, a publicate o serie de articole și volume circumscrise acestor teme de cercetare, în numele magiei terapeutice, cămașa ciumei, repere de cultură tradițională sălăjană, șapte zile în țara Silvaniei, la nuntă în satele sălăjene, satele sălăjene și poveștile lor. Șapte povești din țara Silvaniei. O carte de vizită pentru sălaj. Multă vreme s-a crezut că publicitatea este cheia succesului în afaceri, că atrage clienți și că vinde bine. Ulterior, turismul a înțeles că atragerea clienților înseamnă înainte de toate imagine. Iar acum politica este cea care condiționează reușita de marketingul electoral. Celebrul sociolog Marshall McLuhan. Ajunsese de altfel la concluzia că advertisingul va fi cea mai puternică formă a artei în secolul nostru și se pare că nu a exagerat deloc. Era previzibil așadar că și administrația publică are nevoie de creator de imagine, de publicitar, de promotor de oferte. În această tendință de configurare a unor strategii publicitare se înscrie și volumul de față, focalizat pe cultura populară sălăjoană. Consultându-ne cu colegii și prietenii, am mizat de la început pe competența doamnei Camelia Burghele, cercetător științific și un bun cunoscător al patrimoniului cultural al sălajului, care a promovat cultura tradițională, locală și în volumele sale anterioare. Produsul de marketing, pentru a rămâne în sfera publicității, este un album minunat realizat din perspectiva fotografiei de artă și bazat pe un studiu antropologic vast și captivant, cu date din teren. Călătorul turistul sau vizitatorul sălajului este îndemnat să-și oprească privirile asupra bisericilor de lemn din satele sălăjene, să admire costumele populare din colecțiile muzeale sau particulare, să-și asume mai ușor modernitatea în raport cu obiceiurile populare sălăjene și să înțeleagă mai bine unde îi sunt rădăcinile spirituale identitare în cultura tradițională, fiecare cititor al acestei cărți și fiecare turist român sau străin prin satele de la poalele meseșului ar trebui astfel să fie convins de bogăția inestimabilă a patrimoniului cultural, material și imaterial săljan. Dacă stăm bine să ne gândim, acest volum este o pledoarie pentru publicitatea antropologică. Probabil că acest termen nu există, dar nu vedem de ce nu ar putea fi un instrument de marketing publicitar fundamentat pe observații antropologice, culturale și vizuale. Ne bucurăm așadar de apariția acestui volum, o inițiativă inspirată a Consiliului Județean Sălaj și a Centrului de Cultură și Art al Județului Sălaj, și le spunem tuturor potențialilor vizitatori, bun venit în Sălaj.